În situația 588, domnul Sutrecer, 8-a-2016, se convoacă Consiliul Local al Consiliului Județean în ședință ordinară. Supun la vot prima dată suplimentarea ordinii de zi cu punctele care au fost aduse la comisie și anume proiecte hotărâre privind aprobarea programului de întreținere modernizare, sunt 4 suplimentări. Proiecte hotărâre privind lucrările de amenajare parcă SDG. Proiecte hotărâre privind ridicarea de buget. Și ultimul privind parcelarea față de plasament. Supun la vot suplimentarea copii de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Bun. Supun la vot ordinea de zi cu suplimentare. Cine este pentru? Ok. Trecem în continuare la procesul de răbdare din la ședință de trecute și am în procesul verbal din 6-a-7-a-2016. Cine este dacă printre colegii consilieri? Au ceva amendamente la el? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Aici, la, nu știu dacă s-a făcut modificarea, la pagina 10, era vorba de mediu public și... Ăla e la proces verbal, domnul. Ăla e la proces verbal, asta e primul. Scuze. La, am zis, procesul 4-5-9-6-7. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ok, trecem la procesul verbal. Mă vă rog, la pagina 10, dacă a fost făcută modificarea domeniul public și nu compania de sanitate. La amendamentul domnului Vatului Ioana. S-a greșit. Inversa. Adică la domeniul public și după aceea s-a scris, se mandatează direct în sociul. Domnul Ioan, secretarea, nu v-ați mandat? Da. S-a corectat. Ok. Supunem la vot ce este pentru. Împotrivă, abține. Trecem la primul punct de ordine de zi. Este hotărâre privind validarea unui mandat în Consiliul Local pentru mandatul 2016-2020. Prezintă inițiatorul primar Dorin Nicolae Dojinan și Comisia de Validare. Raportul Comisiei de Validare, sau citire raportului Comisiei de Validare. Comisia de Validare a Consiliului Local a constituit în teatru zi, constituită prin hotărârea de Consiliul Local numărul 107 din 2006-2016. În urma examinării documentelor privind validarea mandatului de consilier din rândul supleanților a domnului Soporan Vasile, a constatat următoarele. Prin hotărârea de Consiliul Local numărul 1118 din data de 20.07.2016, Consiliul Local Municipiul Câmpia Cuzi a luat act de încercarea mandatului de consilier al domnului Ciucă Cuzodin ca urmare a demisiei și a declarat vacant locul acesteia în cadrul Consiliului. Pe prima poziție, din lista candidatelor declarați supleanți care au participat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, din partea Partidului Puteri Umaniste, Social-Liberal, figurează domnul Soporan Vasile. Prin adresa numărul 28-8-2016, înregistrată instituțională sub numărul 25068, din 9-8-2016, organizația organizată la Partidul Puteri Umaniste, ne informează că a luat act de încetarea mandatului de consilier la domnul Ciucă Cuzodin, confirmând apartenența domnului Soporan Vasile la acest partid și profunda validare a acestuia în funcția de consilier local al municipiului Câmpia Cuzi, în locul de venit vacant. În urma celor mai sus relatate, Comisia de Validare consideră să îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare și recomandă Consiliul Local al municipiului Câmpia Cuzi validarea mandatului de consilier pentru domnul Soporan Vasile. Îl invităm pe domnul
prima dată supunem la vot validarea domnului Socoran, pe care o să vedem pe de sus să depună jurământul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Bună, jurământul frumos! Și să-mi plătim curățenie de bol.
Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului a 4 membri din Consiliul Administrat la 10 compania de sănătate pentru Chia Bursi și desemnarea a 4 mai membri din Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3, Comisia numărul 4, Comisia numărul 5, aviz favorabil. Vă rog, propune. În grupul PSD o propune pe doamna Puțuțui Nicoleta de profesie juridică. Ok. Secretariatul s-a notat, da? Cu Puțuțui Nicoleta? Da. Domnul propunem pe doamna Pop Daniela ca și Pop sau Papa? Pop Daniela. Pop Daniela, da? Secretariatul s-a notat. Puțuțui Nicoleta și Pop Daniela. Pop Daniela, da? Domnul propunerea mea este domnul Chișuliu, care este absolventa facultății de drept și administrație publică. Privind desfășurarea unui nou centru la
domeniul public, care s-a copiat cu și în urma votului liber exprimat, plus Marea a 10 voturi pentru, două voturi în fost privat, pentru care s-a încheiat prezent un proces verbal. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Aveți pe masă următorul buletin de vot. Vă rog să Să-mi permiteți să mă aduce acest de la discuție și de la spatele și cu... Ok, asta doamna. În consulia administrat, la 10 compania de securitate s-a încheiat cu fi. În urma votului liber estimat, s-au constatat până ca la 16 voturi, pentru că s-a încheiat cu slavă de la vot. Cu Tuțuii Nicolet, la 16 voturi pentru. Opa Daniela, 15 voturi pentru, 1 împotrivă. Chișiuliu, 15 voturi pentru, 1 împotrivă. Giurgiu Ilie, 13 voturi pentru, 3 împotrivă. Pentru care s-a încheiat pentru proces verbal. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, cel cu votarea pentru Comisia de Selecție, proiectul numărul 5. Vă rog, colegi, să le la societățile având ca acționar cu Institutul Viață Zi. Noua votul liber exprimat s-au constatat următoarele voturi. Barna Maria, 13 voturi pentru, 4 împotrivă. Marica Madalina, 17 voturi pentru. Stănculescu Flavia, 17 voturi pentru. Viorel Monica, 4 voturi pentru, 13 împotrivă. Secretaria Sărăgeana Adriana, 17 voturi pentru. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind constatarea citirii mandatului reprezentat al funcționarului acționarului la SC Compania de Apa Mireș, la doamnei Lazar Pagana, ca urmare a demisiei și desemnarea unui nou reprezentant. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1, avis favorabil. Comisia numărul 2. Avis favorabil. Comisia numărul 3. Avis favorabil. Comisia numărul 4. Avis favorabil. Comisia numărul 5. Avis favorabil. Propunere, vă rog frumos. Domnul Bravo. Eu îl propun pe domnul Boscariu Aurelian. Cum? Boscariu Aurelian. O prezentare așa. Păi ca și-o lăgat. Mai multe zile, nu știu să vă spun în momentul ăsta, dar eu nu mă încrede. Dacă noi am văzut pocă, nu mă încrede. Procedura de selecție.
comisie a rezidenților unde a fi venit pe multe poziții asupra autoparul ce rezultate în permetul parcursului a poziției. Comisia nr. 1. Comisia nr. 1 a analizat acest proiect și a vizat să le facă. Comisia nr. 2. A vizat la oraș. Comisia nr. 3. A vizat la oraș. Comisia nr. 4. A vizat la oraș. Comisia nr. 5. A vizat la oraș. Vin pe colegi de consilier dacă am... Vreau să întreb, păcat că n-a fost la ședință de comisie în reprezentare la Parc Industrial, vreau să întreb pe domnul director bilanțul la 6 luni. Dacă vreți să prezidere, atunci să vin cu mință vizionare. Vin trimit. Vorbesc contact, vreau să vin trimit. Mulțumesc. Domnul Om, domnul Sfântul Dragă. Eu am un moment de făcut la pagina 5.8.3. Aici am zis specifică bancul de plată a reprezentativii, 5% din valoarea reprezentativii, poate fi aplicat în semnul 3. Așa e formulat de genul următor, minim 5% din valoarea totală a reprezentativii. Pentru că nu se putea interpreta ulterior, pentru că eu pot înțelege că se plătește 5% din reprezentativii la mare. Cred că ar fi mai clar așa. Minim 5% din valoarea totală a reprezentației va fi achitată în termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului. Ulterior, diferența 95% va fi achitată la mare în alte egale să menținem. Se pare da, că poate. În cazul persoanelor juridice române, punctul C. Administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni, aș veni cu o completare, economice și fapte de corupție. Să fie o completare, la fel, pagina numărul 7. În cazul persoanelor juridice străine, la punctul C, această formulare, administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni, și o completare, economice și fapte de corupție. Da, da. Să o completare. Mie cel puțin să fac pe cele două amendamente și cred că nu este punct atunci. Și noi ne asumăm. Domnul Isac, ați avut ceva la care ați văzut? Da. Domnul primar, vă știa mai potențial. Domnul Ruș nici nu vă semnează adresa de înainte. Domnul Rus nici nu vă semnează adresa. Domnul Rus și nu e Rus. Remus Materii. Pardon. Nu, dar e. E semnat, eu nu știu. V-ați sumat adresa de mai tare? Da, 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 da. V-ați sumat adresa de mai tare? Da, este semnat, care am dat-o la registratul, dar probabil nu listat-o juristul ce-a de semn. De sub formă unui singur amendament, o formulă odată cu minim 5%, da? Cum să sunt minim 5% din valoarea totală a rezidenței și completările vis-a-vis de procesele la funcționare. Cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă, abține, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele votate anterior. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Trecem la următorul. Hai să trecem la, să revenim la punctul 6. Domnul Poscariu, colegi să votați. Da. Nu m-a putut liberi exprimația, s-a dat următoarele. Tot care au legat, trebuie ce votul pentru parcă împotriva. Trebuie pentru care se încheiază și procesul de fals. Nu am avut proiectul de votare. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Deci am avut un punct de vorbire de zi. Proiectul de vedere
privind răspinderea acuzei de alaltă comandă de parochia autobusă a Romina Maicilor Mării, înregistrată cu numărul 24566 din 4.2017, prin care se solicită revocarea parțială a hotărârii numărul 68/1999 și a hotărârii numărul 89/2003, adoptate de Consiliul Local al Municipiului Cutia Alcoții. Prezintă intrătorul primar Dorin Nicolae Rojigan, Comisia de 5, Comisia numărul 1. Comisia numărul 1, avizia de desfavorabilă. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Dacă dintre colegii consilieri, dacă nu spun la votul de votări, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumim. Deci, la următorul primul vot de adesivi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei Jurate Importante de Comocar, numărul 1313, din 18 a 2 a 2016, până data de 31 a 2016. Prezintă inițiatorul primarul Dorin Nicolae Rojigan, sunt ședința de linia patrimoniului, Comisia numărul 5, Comisia numărul 1. Comisia numărul 1, mă vizează de favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Dacă dintre colegii consilieri, spun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, să trecem la următorul punct de program zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării spațiului din cinta Evropiului situat în strada Aviatorilor Fănescu, clasificat numărul 5, de către Primăria Municipiului Câmpia Lui. Prezintă inițiator primarul Nicolae Rojigan, Serviciul de Acțiune Patrimoniului, Comisia numărul 5, Comisia numărul 1. Comisia numărul 1 avizează favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Dacă dintre colegii consilieri, dacă nu sunt la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind anularea suprafei din funcțiunea la Unita CNSS și a unor obiecte de inventariu patrimoniului Spitalului Municipiului Câmpia Lui, scrisorul Doamna Chifna. Prezintă inițiatorul primarului Dorin Nicolae Rojigan, Direcția Economică, Comisia numărul 5, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Dacă dintre colegii consilieri dorește să ia cuvântul careva, dacă nu sunt la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mergeți la următorul punct de pe ordinea de zi. Lăsăm locul frumos de cea așa de s-a sfârșit. Proiect de hotărâre privind aprobarea prezentării programa anual de intenție, modernizare și investiții, conform contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizare, patrulaj și deținerea străinilor, drumurilor și coridorilor, a pasărilor rutiere și pietonale, amenajare, deținere și funcționalizarea bazelor de contractele, notare de mobilier statal, abonament public și privat a municipiului Câmpia Lui pentru anul 2016. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1 avizează favorabil. Comisia numărul 2. Trecem să vă rog să facă rectificarea prima dată și facem acest proiect de hotărâre. Are doctor Costa. Da. Următorul punct de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea prezentării documentului și cheltuielii la Municipiul Câmpia Lui pe anul 2016 și modificarea listei de investiții a prezentării. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1 a avizat de favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3.
seama 3. Disfavorabil. Cum seama 4. Disfavorabil. Cum seama 5. Disfavorabil. Dacă dintre colegii consideră că vreau să se ia punctul, mențiuni. Doamne președinte, aș dori să întreb aici și pe personalul primăriei ce se întâmplă cu cei 1,5 miliarde de vechi atunci pentru Udăncel și Barca, în vedere că acesta nu mai este prioritate. Atât timp cât grupul de consilieri PSD a propus achiziționarea unei autocare care să fie în folosul tuturor tinerilor din viață, de care fac parte din diferite cercuri, ansamble și așa mai departe. Chiar am întâlnit o situație în care un ansamblu din Câmpia Cruzii a putut să trece într-o delegație în Ungaria și nu a putut să participe din cauza mijlocului de transport. Dacă ne poate spune cineva din primărie. Ce se întâmplă cu acei bani? O să vă răspundă doamna primăriei de promovit. Eu o să vă spun doar că nu ține minte că la legislatura primăriei municipiului Câmpia Cruzii să fi venit doar să solicitare din partea dumneavoastră. Sau dacă a venit, eu n-am văzut-o. Dacă faceți declarații pe Facebook, vă rog să fie ascultați acolo, nu pe un posibil local. Dar ceea ce privește situația cu ansamblul Montelu, eram pregătit să vă răspund sau să o spun la momentul la care am venit la rubrica diverse. Acolo existau două probleme. Nu era problema lipsei autocarului, nici vorba de așa ceva. Era autocarul, era disponibil, autocarul primăriei, așa cum este el. Însă, pe de-o parte, acea deplasare nu era prinsă în programul cultural, aprobat prin hotărâre de Consiliul Local. Și cealaltă, de-al doilea aspect, este faptul că nici că șoferul care asigură deplasarea cu autocar era la acel moment disponibil. Iar celălalt era cu cel. Doamna Mariana Lață, care a făcut cu celul 150.000 de la urmă din cea și poate. Da, investiția la care faceți dumneavoastră referire este menționată în continuare a lista de investiții, nu s-a influențat nimic în poziția respectivă, o găsiți în anexa 2, poziția 8, ansamblul de cerci doar 150.000, finanțarea sfereală de la Consiliul Județean. Și dacă îmi permiteți, nimeni nu a declarat că nu ar fi sau nu ar fi o prioritate, a fost o gândire prostă avea să plasarea în acea locație, pentru că cei care au inițiat proiectul de hotărâre nu s-au gândit la acel moment la cel puțin două aspecte. Unu, piața de Miercurea, și acum știți că Miercurea era cea mai mare piață la acel moment din județul Cluj, ori amplasarea unei bisericuțe acolo și a întregului ansamblu ar face imposibilă desfășurarea pieței Miercurea în acea zonă, la fel cum nu s-au gândit nici la amplasarea acelui depozit de legume fructe care ar bloca efectiv tot ce înseamnă oborul din Câmpia Cluzii, au făcut astfel de propunere fără să vină cu alternativă la mutarea oborului. Iar cel de-al doilea aspect este organizarea zilor municipiului Câmpia Cluzii, care nu s-a mai putea desfășura în acea locație din cauza acelui proiect, care vom încerca să găsim o altă locație. Dar nimeni nu a spus că ar fi sau n-ar fi o prioritate, nimeni nu a declarat. Repet, declarația de pe Facebook mă interesează. Grupul PSD propune ca suma alocată pe Trubut în Cerșpar să fie folosită pentru achiziționarea unui autocar sau unui mijloc de transport. Eu v-aș ruga, eu înainte de a trece la ce sunt să permiteți, să mi se indice exact capitolul de unde se dorește să se lua banii și unde dorește să se ducă. Pentru că așa de povești, de la ce capitol la ce capitol. Vreau să desfăresc dumneavoastră ca inițiator a unui astfel de amendament. Trebuie să nu șoptească cineva din public? Nu, iată. Care problema? Am zis că vom face o propunere. Nu acum. Să venim. Deci propune campania aceea să nu se folosească și la următoarea ședință. Care? Dar spuneți de la ce capitol și unde se folosească? Vom veni la următoarea ședință, vom depune și o hârtie oficială în acest sens, ca să nu mai fie discuții că facem sau pe Facebook. Dar măcar să ne spuneți de la ce capitol, la ce capitol? Da, a spus doamna Mariana Lasă că suma este acolo. Suma este, dar de-am câștigat și noastră ca și consilier local în momentul ce studia bugetul, să ne spuneți măcar la ce capitol vă referim, dar nu știm, îmi pare rău. Ordine, domnule doamne. Și aș dori să-mi întreb colegii
dacă găsesc și metoda să cumpăr un autocar 150 de mii de euro, la 20 de mii de euro, nu știu dacă vom aști un autocar. Domnul coleg, e o parte, deci suma să fie folosită pentru achiziționare, nu totalitate. Eu cred că problema în acest moment este achiziția unui autocar pe care noi îl avem și a bune și el este funcțional. Problema este alta. Și singurul șofer care are atestat pentru autocar este cel care va pleca din primărie cât de curând și vom rămâne fără șofer pe autocar. Aceea este reala problemă, nu autocar. Bun. Domnul Dorucea, ce o întrebare, domnul președinte? Ce vă rămâne? Am însă la punctul trecut de Consiliul Local în care am zis că m-am țin să mai fac afirmații. La ședința de comisie, facea cu depozitarea materialelor la CP5. Am primit un răspuns că și am, eram foarte îngrijorat cu un încerc, dacă se duc și cele două bărbine care au rămas, care au stat în ploaie acolo la teatru de vară, și o să se duc și am fost liniștit, apropo de prioritate cu un încerc. Mulțumesc! Legat de plăncioșe, a văzut și pe Facebook, a văzut și în presă, au avut niște fonde. Nu au fost păstrate aceste bârne, să zic așa, în condiții optime, au stat în ploaie, cu nici și domnul consilier Păduciu, dar în momentul de față ne-am depozitat la CT5 în condiții optime. Fără aprobare. Da, că mă gândim de acele bârne s-a stat aproape 70 de ani. Și... Îmi place stilul dumneavoastră miștocăresc, însă vreau să vă spun că ceea ce dumneavoastră susțineți ca fiind acea bisericuță, de fapt sunt 20 de bârne. Câte sunt? 20. Atât este toată biserica aceea. 20 de bârne pe care se dorea investiții de câteva miliarde, 2 miliarde jumate, doar renovarea bisericuții, fără cei... cât era Marea la 4 miliarde sau cât era ansamblul de total. Ceva de genul, 4 miliarde și ceva, da? Domnule primar, o bârnă, dacă era și reprezentativă pentru respectivul obiectiv, nu contează numărul, contează importanța monumentului. Domnul... Aveați posibilitatea să faci și una de față de... Banii au fost aprobați. Știți foarte bine. Am o întrebare. Domnul coleg Gicu Rece a afirmat că inițial că are un amendament. Un amendament, o propunere a rămâne pentru ședința următoare. Amendament a fost o propunere. Grupul PSD propune folosirea respectivilor bani. Și o să identificăm și alte surse în afară de banii aceia. O să identificăm și o să venim în ședința următoare. Propunerea atunci vă rugăm să veniți cu nu venim cu discuția aici, că să luăm banii din unul și nu se dămâne. Eu chiar n-am înțeles de unde luăm bani și unde vreți să-i dați. Chiar n-am înțeles. Dacă îmi ziceați că fie două luăm, îmi iei pe unul de aceea. Nu, 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 și nu înțeleg ce vreți să faceți dumneavoastră. Trebuie să gândiți cu un proiect de hotărâre pe care specificat. Prima dată din capitolul numărul cutare, se va lua banii aceia, se vor transfera la capitolul cutare, așa se face. Nu venim aici și o zic, bă, îmi trebuie 2 miliarde să fac, nu știu ce. Așa că vă rog frumos să veniți documentar și să faceți propuneri cu proiecte de hotărâre. Și atunci... Domnul Anșar, în primul rând, nu trebuie mie, respectiv de bani. Și, în al doilea rând, s-a pus o întrebare către doamna Mariana Rază, dacă există suma respectivă. Mi s-a confirmat că există pentru proiectul în acest parc și venim cu propunerea atât. Care e problema? Nu înțeles. Bun, încă o dată, repede, aveți amendament? Nu, a fost o propunere. Vom reveni cu un amendament. Păi sunt discuții libere pe subiectul acesta, nu mai trebuie să discută. Sau de ce? O, dacă ne există amendament, până la vot proiectul de hotărâre. Noi v-am făcut propunerea, nu ești noastră cu amendament. Bun, cine este pentru?
Mergeți la votul de vot de zi. Proiectul de hotărâre privind angajarea programului anual de modernizare și investiții conform contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizare, spălarea și întreținerea țărilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și reconstituirea spațiilor verzi, montare de mobilier stradal al domeniului public și privat al mașinii cu fiat plății pentru anul 2016. Comisia numărul 1. Avizează de favor. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Comisia numărul 5. Comisia numărul 5. Mulțumesc. Dintre colegii consilieri, care vreau să iau cuvântul, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, ce este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind anualul studiului de fezabilitate și indicator tehnică economic pentru obiectivul de investiții fel de amenajări cu actări de început în via plus. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1 avizează favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Domnul 2. Domnule președinte, stimați colegi, am un amendament la acest proiect de hotărâre. Solicit să se schimbe atât din titlu, cât și din tot ce înseamnă conținutul proiectului de hotărâre, studiul de fezabilitate și să fie înlocuit cu documentație de avizare lucrări de investiții, prescurtat DALI. Este vorba de o greșeală de tratare. Mai dintre colegii consilier, mai doresc de altceva. Dacă nu supun la vot amendamentul domnului Petroiu. Domnul președinte, trebuie să-mi explice cineva de fiscalitate, ce eu nu se pună colegi, eu nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Ce să votez? Vă rog frumos să-mi explice cineva cu specialitate, ca să înțelegem și eu. Domnul Luca. Încă domnul președinte, da. S-a depurat o greșeală la dactilografierea documentației. Este o diferență între studiul de fezabilitate, se face pentru o investiție nouă, iar pentru a interveni asupra unor investiții existente, se elaborează documentații tehnice privind lucrările de intervenție asupra acelor construcții sau acelor lucrări. Ca atare, vă cerem scuze pentru ce s-a întâmplat acolo și propunem ca să aprobați amendamentul domnului Bletoi. Deci supun la vot amendamentul domnului Bletoi, și este pentru. Împotrivă, abține, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Cine este ceva în tot punct de ordinea de zi? Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea repoziționării parcelor față de amplasamentul acordat din HCD 31 de pe 2015, prin bus, cartier și alături de via Turzii, doamna Nicolae Turescu, fără număr, în municipiul de via Turzii, Zvetul Cluj, Comisia Noronzi. Mă rog, asta o propunere, dar nu vreau să la comisii, și dezbatere vor fi în net. Domnul primar, ce vă rog, dacă sau din regulă ce vă se rog. Da, tot vă duce. Mulțumesc. După cum a spus NATO la comisie în acest proiect de hotărâre, am citit foarte bine că în sfârșit s-a reușit această repoziționare și totuși aș vrea să întreb. Aici, în proiectul de hotărâre, scrie prin HCR-ul 13.2015, privind cursul cartier și are nu e trecută dată, așa. E curios acum, am interesat. Este din 19.3.2015. Atunci, dacă mai țineți minte, toate parcelele s-au învățit tinerilor cu presa tată, presa vulpă mare și de atunci, după un an jumătate, de-abia am reușit să facem acest buz ca să intre în posesie. Am avut nenumărate întrebări cu privire la acest buz, pentru că oamenii erau
îngrijorați ce se întâmplă cu contractele. Și aș vrea totuși să întreb acum, noi de măsurători, când se vor face, dacă se vor prelungi contractele, bănesc că se vor prelungi, că n-are cum, probabil cu și expirată, de partea că cum ne ținem din fiera, că n-am de zile, n-am de zile de așa, nu? Nu, 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 deci, asta era întrebarea lor, dar să putea până acum noastră. Mulțumesc. Domnule consilier, din păcate, la momentul la care s-au oferit acele parcele de teren cetățenilor municipiului Câmpiatu, din cei care au făcut-o, au făcut așa ca un proiect a sesizat dumneavoastră doar din dorința de a-și face poze de a ajusta pe Facebook, pentru că se vedeau deja campanie electorală. Au aprobat și ne-au adus Consiliul Local să aprobăm la acel moment, în mandatul trecut, acel fund, fără să ia în calcul sau fără să fac o minimă verificare, pentru că dacă ar fi făcut, ar fi observat că sub acel, pe acel teren traversau două capuri de nadă de tensiune, de unul care alimentează zona industrială de Rai și unul care merge la Maxima Maritac, în Luca. Cu o minimă verificare s-ar fi aflat despre acest impediment și sunt convins că nu l-ar fi adus în fața Consiliului Local. Am reușit, după noastre discuții cu cei de la Electrica, să venim în fața dumneavoastră, să obținem și avizul roșu, să venim în fața noastră cu un proiect de hotărâre prin care cei care au primit deja loturile de casă, cei care deja și-au cumpărat materialele, cei care deja și-au angajat arhitecți care să le facă proiectele și care toată ziua sunt la ușa primăriei, pentru că, într-adevăr, oamenii au dreptate de un an de zile stau cu contractele de atribuire a terenului și nu-și pot începe construcția, nu pot demara nici măcar procedura de obținere a autorizației de construcție. Pentru că, chiar dacă demarau, ar fi obținut avizul negativ de la Electrica, pentru că, normal, și cred că nimeni nu s-ar fi riscat să ducă un excavator acolo, să înceapă o construcție și să lovească acel capul de 20 de kW. Sau acele cazuri. Pe de o parte, ar fi lăsat toată zona industrială care are fără curent electric, asta ar semna cel puțin cele două firme mari care lucrează pe care au imperios nevoie de curent electric pentru cititoare care era acolo Macronexul și la Oreimu, da? Iar deci, de altă parte, exista riscul ca cel care lucrează acolo să nu ajută, Doamne ferește, pentru că, repet, s-a făcut fără o minimă verificare. Venim în fața dumneavoastră cu o repoziționare a acelor parcele, sperăm să o aprobați, pot să vă promit că urgent se va face punerea în funcție și se vor prelungi și contractele, pentru că oamenii au înțeles. Și sunt dispuși deja să apuce de lucru dacă dumneavoastră aveți aprobat aceste pregătări. Vă mulțumesc! Doamne, secundă, știa asta vreau și să zic că salutare. Este că ați reușit să în sfârșit să aduceți punctul ăsta și trebuie să-l aprobăm, acum. Da, să pun la propriu de urmă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Facem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog, rapoarte de depăsare a Consiliului. Toată delegația a respectat programul oficial
semnat de către organizator. O părere personală, nu știu dacă colegii își acum sunt în sentimentul meu, vreau să vă spun că nu mi s-a părut că normal, mie chiar mi s-a părut umilitor modul în care am fost primiți, cazați și tratați. Nu ca persoane fizice, ci ca delegație oficială. De la faptul că primarul din Chilper a spus că nu știa că venim, până la faptul că am fost cazați la familii, până la faptul că au refuzat la, inclusiv la cor să ne servească mâncare pe bonurile miste tot de dânșii, în acest scop, au fost suficiente motive ca delegația să era hotărâtea să ne întoarcem o zi mai repede decât cea programată. În anii trecuți și chiar și în acest an, delegația de la Chișinău a fost primită și tratată ca o oaspete adevărat. Cel puțin eu, dacă nu tot, nu ne-am simțit la fel de bine tratat. Mai ales în loc că avem în administrație și viceprimar și de la Universitatea Baghiară, speram că, nu știu ce tehnicerți au fost acolo, dar... Deci nu e ca un reproș sau ceva, este ca o constatare. Eu doar două chestiuni scurte. Există o invitație oficială emisă sau trimisă la primăria Chișinăului de către primăria orașului Chișinău, semnat de către primar, astfel că mă miră afirmația noastră, nu avem știut, o fi așa, nu fi, nu știu, noi avem o invitație oficială, cred că am și dat o adresă la urmarea discuțiilor apărute. În ceea ce privește raportul dumneavoastră, mă uit aici, poate era bine dacă în acest raport ați fi trecut aceste aspecte ca să le putem așa, nu văd nimic aici din potrivă ce v-ați simțit foarte bine. Sau cel puțin, când a fost delegația de la Chișinău aici, puteam avea o discuție cu ei sub acest aspect. Vă mulțumesc. Deci, în raport, eu am considerat și am vorbit cu colegii, nu era cazul, doar am pus să menționăm ca pe viitor delegațiile să nu mai aibă. Partea oficială s-a desfășurat conform programului, m-a fost. N-au fost probleme la partea oficială, tot probleme la partea de organizare. Vreau să vă spun că noi ne-am dovedit că suntem buni. Corect, da, am și specificat acest lucru. Așa. Și aș mai avea o rugăminte către domnul primar ca la ședințele ordinare, lunare, de Consiliul Local pentru Serviciul din cadrul primăriei, ordinea o statului dumneavoastră să ne prezinte câte o rată de activitate conform legii. Mulțumesc. O să analizăm solicitarea noastră. Doamna Fotoșul. Săptămâna trecută, să nu greșesc sau o săptămână, au avut ședință de Consiliul de Administrație la Liceul Fabreda. Și am văzut puterea cadrul de bombardament. Am întrebat și ce se întâmplă acolo. Înțeles că a intervenit compania de apă în urma solicitării liceului. Erau pierderi foarte mari de apă. Am și aprobat o sumă, o deviză. Dar nu mi se pare normal să se înceapă lucrarea și să se lase acolo sărbătura aia. Am înțeles că a întrebat la comisie, o fost alte priorități. Prin urma să rămână că după bombardament în școală. Colat peste bucă s-am întrebat, dar totuși urmărește cineva lucrările astea. Doamna contabilă mi-a zis că o venit cineva de companie de apă și a chemat-o să demonstreze că s-a putut să inflație. Foarte bună treabă, dar la ședința de comisie l-am întrebat pe domnul Luca, cine urmărește din partea primăriei lucrările de la școli? Și cu stuparea am aflat că, din dispoziția domnului primar, nu mai urmărește nimeni de la servicii, investiții, lucrările de la școli. Domnul primar nu știa? Nu, 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 proiectul primar, pardon, scuzați. Nu mi se pare normal și am vrut să vin cu propunerea domnului primar, către domnul primar cu o propunere, să se reia ce era până acum 4 ani sau 3 ani, nu știu, am dat o dată,
cineva din cadrul serviciului de investiții să urmează pentru că nu este normal ce se întâmplă. În tot cazul, traseul am înțeles că s-a ascultat, voi părăște mine, dacă devizul care s-a aprobat a venit să fie mai mic sau se plătește de aprobări mai puține în același venit. Pentru liniștea domnului consilier și a celor de la liceul în Fabretan, vă garantez că lucrurile vor pica ca și aduse la stare inițială înainte de începerea anului școlar. Avem moderne pe care vom respecta fără nicio problemă. Încă o dată vă spun, mi se pare normal să se înceapă să se lasă. Terminat, n-am înțeles de ce nu este terminat. Nu pentru liniștea mea. Avem un termen care va fi respectat. Dar prima mișto, ce crede pe orașul tău? Este un pentru liniștea mea, dacă tot mi-a zicat la file. O lună și ceva de zile pe E60, au rămas capacul acolo cu aia sau cu face, sunt campanie publicitară. Întrebarea de unui în publică, recomandă dată de câteva luni pentru... Dar capacul când s-a pus? S-a schimbat. S-a schimbat și s-a dat ca în urmă de intervenție domnului Barului, la ședință, la ședința respectivă, domnul Barului și după două, trei zile a sosit capacul și s-a schimbat. Dacă îmi permiteți, domnul consilier, este o problemă de o disfuncționalitate între relația primăria cât pe atunci compania de apă sucursală, atunci, sau cum se zice. Așa, eu am discutat cu conducerea companiei de apă și vă promit că se va clarifica acest aspect de lucru. Bun. Domnul Ana. Dacă suntem la compania de apă, aș dori domnului primar să face o afeste către compania de apă, să nu ne de-aia eu, cu situația cu Consiliul de Administrație, cine fac parte din Consiliul de Administrație, de cine au fost totul și cum au fost aleși. Totuși, suntem un oraș, reprezentăm un oraș și vrem să vedem cine sunt reprezentanții, eu nu-i cunosc. Chiar nu-i cunosc nici nu. Oficial, așa, cu care ne face fiind... Asta e o poveste, un pământ, al doilea pământ. Acum o să am o discuție, nu cu domnul primar, cu domnul consilier PSD, a doua oră, a doua ședință, domnul Rece, dumneavoastră, se desfășoară cu mine și mi-a spus că eu aș fi, v-aș obligat să nu mai ziceți nimic. Eu v-am spus să spuneți punctual. La orice hotărâre sau intervenție, dumneavoastră, acum ați propus, propunerea cu 150 de mii, se vă nu știu milion de euro, din avioane, se vă. Eu m-am spus în felul următor, faceți un proiect de hotărâre sau un amendament punctual pe fiecare punct și nu ne săptămâni aici în Consiliu. Nu s-a filmat că e, nu vă mai lăsă, tăi asta, asta ați băgat o doua oară. Că nu mă mai lăsă să nu mai aveți voi să vorbiți. Mă, chiar vă rog să vorbiți, dar vorbiți punctual pe fiecare proiect de hotărâre. Atât. Domnul Părinte, erau discuții pe un proiect de hotărâre. Avem dreptul să discutăm pe respectivul proiect. A fost o rectificare de buget, am cerut niște explicații, mi s-au dat, am făcut o propunere atât. Nu văd care e problema. Chiar nu văd. Păi, atunci nu mai faceți afirmații la adresa mea. Dar dacă nu mă lăsați să vorbesc și tot timpul mă contrați, ce să vă spun? Înseamnă că nu doriți să vorbim, nu? A fost o discuție liberă. Bun, eu mulțumesc. Vă rog, faceți un amendament, ca și orice colegă nostru, un amendament, doar la fiecare știu ce am de făcut. Mulțumesc. Deci, a 215 reglementează amendamente, propune așa mai departe, studiez. Discuții. Da. Ok. Următorul coleg, domnul Balu. Domnul președinte, două probleme. Una este legată, tot amândouă sunt legate de compania de stabilitate. Dacă ne deplasăm din direcția dintre Turții, Turcia, pe autostradă, o să vedem imediat pe partea dreaptă multe resturi, menajere, propriu sub depozitate, lăsat acolo de anumite persoane. Nu arată nimic. O să vedeți pe partea dreaptă, în sensul de plasare, când viața ce-i făcut. Asta de văzut că doamna Marieta Pușcar, dânsa s-a exprimat pertinent.
ca să dăm un loc din companie de salubritate, trebuie să facă cineva o atenționare. Acolo, de fapt, e o proprietate privată. Care proprietate privată este dată unei asociații de exploatare agricolă? Ducem un tunul din ăsta. Există material depozitat. Se poate sau nu ridica cu fudă bine pentru oraș. Așa, și punctul numărul 2, domnul director de la Fiul Muzeu. Pe autostradă, când pe aduții, fudă. Dacă vă uitați pe partea de fudă bine pentru aspectul orașului. Așa mare. Punctul numărul 2. Aș întreba pe domnul director de la compania de salubritate dacă se depozitează material din mașinile de salubritate în capătul străzii Tudor Vladimirescu. Pentru că au venit diverse sesizări de la persoane fizice. Erau deranjați, fiind acolo, grădini, una alta și compania, angajați de compania de salubritate depozitează material menajer. Nu se depozitează nimic acolo. Nu se depozitează nimic. Vă mulțumesc. A fost cu doamna Marieta acolo, trebuie identificat al cui e terenul. Nu putem intra pe un teren care nu este nici al primăriei, nici ăsta să intrăm, să facem curățenie acolo. Problema acolo și al cui e terenul. Domnul Usia, eu v-aș ruga să transmiteți persoanelor care v-am urmărit aspectul acesta, că este foarte important pentru noi să fie sesizată poliția locală. Deci, dați pe numărul domnului local la poliția locală, în momentul în care se depozitează. Deja va primi eu după o săptămână sau după două zile prin altul, că nu mai reușesc să-i fi. La fel cum nu reușesc să-i fi pe cei de la compania de apă sau pe cei de la o firmă privată din Tuzla care lucrează cu compania de apă, care vin și depesează tot ceea ce vitanjează depesatele din arealul municipiului Câmpia Susi și le deversează lângă Biserica Părintelui Rusu pe Arsene Sever sau în capăt la strada Gheorghe Marinciu. Am luat legătura cu domnul Rece, l-am rugat să spună dacă sunt de al lor, dacă nu îi putem prinde. Nu îi putem prinde, pentru că lumea nu se sesizează decât după o săptămână. Și tot ce deversează e acolo, tot miru toate virusurile la tine în oraș. Și suntem cu domnul Rotaru, toată ziua patrulează, da, e reușit să fie. Dacă omul știe, urgent, dați-mi domnul Rotaru, îl sună și să acționeze rapid acolo. Domnul primar, vreau să vă anunț că de săptămâna aceasta s-a deschis acel punct în stația de furare de deversare. De acum, în mod normal, nu va mai trebui să fie nicio vidanță sau bombă prin oraș să deverseze. E acel punct deschis la stația de furare. Domnul Vedoiu, doresc să informez Consiliul Local că împreună cu colegul domnul consilier Antal am participat la Consiliul de Administrație Spitalului Municipal Câmpia Susi. Au fost trei puncte pe ordinea de zi, alegerea președintelui, rectificare de buget și diverse. Am fost ales președintele Consiliului de Administrație. Rectificarea de buget a fost aprobată și la punctul diverse s-au discutat parte din problemele spitalului municipal și că de aici încolo, după fiecare ședință de Consiliul de Administrație, ne facem datoria și venim și vă prezentăm ce am discutat acolo. Mulțumesc! Vreau să zic că i-au jucat cu domnul Vedoiu ședința de Consiliul de Administrație și mulțumesc că a venit să întrebă cu domnul Consiliul să mă informez ce s-a discutat acolo. La spital se pare că sunt niște probleme legate de mentalitatea personalului. Da? Eu cred că timp se vor rezolva și aceste probleme, pentru că ar fi cazul să se schimbe. Au tot discutat și cu domnul director Vedeanu și cred că în curând acolo vom discuta despre altfel de mentalitate. Acolo, în legătură cu aceste probleme, s-au organizat niște comisii de disciplină. Noi așteptăm rapoartele comisiilor respective, după care vom urmă. Vă mulțumesc la urmă, dar și din Consiliul de Realizație, să ne invitați și pe nevoie să facă. Cea mai mare plăcere. Bun. Următoarea, domnul Fișan. Doamnelor și domnilor, vă felicit la ce prima. Aveți domnul primar, o angajată pe nume Diana Iușu. Încă acum 2 ani și în vechiul mandat, am făcut o propunere pentru reamenajarea fântânii Dăbar. Este o fântână pe care eu o știu de 70 de ani și poate că e dinainte. Nu ne-ar explica dacă ar fi pusă
la timp de acolo beau apă, destul. Ca o culoare, să da? Cineva dintre noi să se propune, mi-a văzut foarte frumos să-mi spună Diana Iușca, acolo s-a salutat pentru prima oară. Este foarte frumos. Trebuie să vă spun că, în mod special, eu trebuie să spun că e prea frumoasă treaba ca să nu afleci, că nu e nicio rușine. Probabil că și alții au fost. Domnilor și domnilor, tatăl meu mi-a povestit că l-a avut profesor de limbă română pe Teodor Mureșanu. Nu Andrei Mureșanu, că Andrei Mureșanu este, știm cine este, de unde este. În turda bibliotecă Teodor Mureșanu, în timpul tabus în fața liceului, unde și tata a făcut cu Andrei Mureșanu limbă română, placă comemorativă și stradă. Acest Teodor Mureșanu s-a născut în Câmpia Turzii. Părinți din Urca, s-a născut în Câmpia Turzii și a făcut liceul la Blaj, deci părinții lui au murit aici. Eu vă propun, dacă cineva dintre noastre, că nu neapărat domnul primar trebuie să facă toate proiectele de hotărâri ca inițiator. Ceva ar trebui să facem și noi? Măcar undeva o placă. Din câte mie tata mi-a spus, pe actuala Andrei Mureșan, undeva acolo, acum 70-80 de ani, acolo a trăit. A treia problemă. Domnilor, domnului președinte de ședință Gemeș, trebuie să-i propun ca atunci când dă cuvântul la orice punct din ordinea de zi, nu poate să spună numai domnii consilieri. Pentru că și eu am dreptul și există scris, nu fac niciun reproș, că la orice punct de pe ordinea de zi, participant care a putut intra în sală și nu a oprit gardianul cu care vroia domnul tot să mă dea afară în ședință, el este binevenit și atunci poate lua cuvântul. Aș vrea doar să spun, e corect la diverse, dar nu numai la diverse. Eu, de exemplu, aș fi avut ceva de spus în legătură cu biserica și cu, cu problemele care corect ați discutat aici. Poate aveam și un plus de ceva. Ultima problemă. Am urmărit în campania electorală oferta candidaților de primar. Trebuie să vă declar că domnul Pretoriu a prezentat cea mai fundamentată, mai concretă, mai exactă propunere dacă va fi ales. Sunt acolo vreo 6-7 obiective serioase, inclusiv și mai ales a nominalizat capitolul din fondul de dezvoltare, din fondurile europene, de unde se vor aduce banii dacă va fi ales primar. Propun, nu numai domnului Bredoi, oricăruia dintre noastre, chiar nu putem măcar unul dintre cele 6 sau 7 obiective serioase să încercăm să aducem fonduri europene, să spunem, domnilor, nu a făcut nimeni aia dinainte, am făcut noi. Nu vă supărați, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fișan. Domnul Baș. Bună ziua! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc să nu conțin stare, dar verificăm dacă este teren privat, noi primăria nu avem ce interveni acolo, decât dacă proprietarul intervine pe cheltuiala sa, deci nu putem folosi banii publici la terenul privat. Dacă domnul Câmpian este verificat, dacă este teren care aparține domnului public, vă promit că săptămâna asta va fi curat acolo.
Întrebări? Domnul Acta, vom face adresa compania de altă ca să ne comunice cine este reprezentanți. Cine este reprezentanți în cifrului e adus din considerația asta compania de altă, nici noi nu știm, decât așa de auzit. Domnul Crișan, aceeași problemă și cu fântâna lui Tăvan, ideea noastră este extraordinară și dacă vom verifica dacă este de aparține domeniului public, vom face demersuri necesare pentru a o reamenaja. Pentru că dacă nu este, nu putem să facem să investim banii publici acolo, că riscăm să vină PSD-ul să întreagă de ori după aceea. Și sincer, nu vreau. Tot domnul Reșani are o idee bună. Vă promit că a doua stradă din Câmpia Dulce, care se va, care se va da un nume, va fi acesta, pentru că prima este ocupată, deja este Ciprian Columbescu, care în curând vom veni fața noastră cu un proiect de hotărâre. Despre biserică, dacă aveți un cuvânt de spus, cu mare drag aștept la mine la birou, putem discuta orice sfat și orice sugestie din partea dumneavoastră este bine venită. Fondurile europene lucrăm la pe acest aspect, inclusiv în organigrama nouă care va veni probabil în ședința următoare, în fața consiliului local, va fi un birou care se va ocupa strict de fonduri europene. Domnule Pașca, ce fel de consiliu local avem? Sper că unul competent. Mulțumesc! Problema lipsei parcării. Dacă ați fost atent la ședința de Consiliul Local, de astăzi am aprobat daliu pentru 109 locuri de parcare în municipiul Câmpia Dulce. Este un proiect pentru care le mulțumesc colegilor Consiliului Local că l-au aprobat. Este cel mai mare proiect de amenajare de parcări care s-a făcut vreodată în municipiul Câmpia Dulce și sper ca până la finalul anului, cel puțin acest 109 parcări, nu sper, vă promit că vor fi realizate. Centrul de zi, n-are nimeni nicio problemă cu centrul de zi, acolo funcționează, mai mult de atât am venit întâmpinarea pensionarilor care au venit la audiență, vis-a-vis de angajarea unui sau contractarea unui serviciu pentru un singur pedagog, pe care aveți nevoie acolo și această problemă este rezolvată deja la acest moment, dacă cumva nu este în orice să te urmează la mine sau altfel. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc că mi-a dat. Înainte de, dacă nu mai sunt alte intervenții, vreau pentru domnul consilier Isac, la ședința de luna trecută mi-a cerut să fac o informare a venitului vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în asociațiile în care municipiul Câmpia Dulce este parte. Nu o să fac un astfel de raport pentru că Consiliul Local nu a aprobat acel amendament, dar vreau să aduc o informare, sau să aduc o informare Consiliului Local vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu clusterul Agro-Transilvania. În data de 20 septembrie 2013, domnul Pop Petre, în calitate de reprezentant al entității Consiliului Local al Municipiului Câmpia Dulce, cu precizarea că fără a avea o astfel de calitate, deci în mod ilegal, a semnat o cerere în formular de adeziune și înscriere Agro-Transilvania Plastă, da? Pe care o am aici în original. Deci, repet, fără a avea calitatea de reprezentant al Consiliului Local. Asta era în 20 septembrie 2013. Ulterior, clusterul Agrofood Transilvania a trimis primăriei Câmpia Dulce o solicitare de plată a unei cotizații de 1.200 de lei, o factură fiscală din 11 martie 2015, prin care solicita plata cotizației aferente anilor 2014-2015, însă, noroc cu doamna director executiv, Mariana Lazar, care a sesizat faptul că noi, de fapt, nu aveam calitatea de membri al clusterului Agrofood, da? Și a sesizat acest aspect, astfel că această plată nu s-a făcut, deși, prin hotărârea 29 din 23 septembrie 2013, cei de la Adunarea Generală a Asociației Clusterului Agrofood a acceptat primirea ca membru în cadrul Asociației a Municipiului Câmpia Dulce, bazându-se probabil pe buna noastră credință că avem o hotărâre de Consiliul Local prin care să devenim membri ai Agrofood Transilvania. Și vreau să vă spun că abia în luna august 2015, deci după 2 ani fără o lună,
Consiliul Local, zic eu prin inducere în eroare, a aprobat aderarea municipiului Câmpia Fursii cu calitatea de dreptul de plin în Asociația Caselor Agrofurii. Aceasta este situația față de acest. O să verificăm când ajungem și la celelalte asociații, să vedem dacă mai există și alte lucruri. Domnul primar, Consiliul Local nu trebuie să vă ceară să faceți un raport. Aveți obligația prin lege să faceți un raport. Sunteți mandatat de Consiliul Local să reprezentați municipiul Câmpia Fursii în astfel de asociații. Domnul, am făcut o informare sub acest aspect. Domnului Vretoiu, și domnul Vretoiu, nu? Nu, nu, domnul Isacu, nu, 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 n